strălucește și lumii vestește, și lumii vestește, că astăzi curata, prea nevinovata, Fecioara Maria naște pe Mesia, naște pe Mesia. Magii cu zărire, steaua și pornire, mergând de pe rază, pe Hristos în bază, pe Hristos în bază. Familia Șerban din satul Cândești, comuna Vernești, are 12 copii cu vârste cuprinse între câteva zile și 20 de ani. De câteva luni se îngrijește și de una dintre nepoată, astfel că în total în casă sunt 13 copii. Cu toții trăiesc în 3 camere din alocațiile copiilor și din banii câștigați la muncă cu ziua în sat. Sunt mulțumiți că măcar sunt împreună și sănătoși. Astăzi, reprezentanții Crucii Roșii Buzău au jucat rolul spiridușilor lui Moș Crăciun și au adus copiilor daruri, dar și un brăduț pe care l-au împodobit împreună. Primul brad de Crăciun pentru familia Șerban. Chiar dacă nu este încă ajunul Crăciunului, copiii au cântat colinde și s-au bucurat de luminițele aprinse în brăduțul primit cadou. Fericită a fost și mama copiilor, care știa că în mod normal nu le-ar fi putut face o asemenea surpriză. A venit Moș Crăciun. Da. Vă bucurați? Foarte mult ne bucurăm. Ați mai avut vreodată un brad atât de frumos? Nu. N-am avut, că nu-i posibilitate. Nu. L-au văzut copiii pe Moș Crăciun? Nu. Deci la școală ce la atât. E pentru al doilea an când Crucea Roșie vine cu daruri. Da, da. Ne bucurăm foarte mult, foarte mult. Reprezentanții Crucii Roșii le-au dăruit și alimente, jucării și hăinuțe, răsplată de la Moș Crăciun, pentru că au fost cuminți și ascultători. Nu știu. Se bucură așa cum au și spus. Ați adus copiilor astăzi? Copiilor brăduțul și ceva jucării, dulciuri și fructe. Dar am adus și pentru toată familia 3 pachete cu alimente pentru a avea cât de cât ceva pe masa de Crăciun. Se speră că gestul de azi al reprezentanților Crucii Roșii nu va rămâne singular. Oricine îi poate ajuta pe cei 13 copii cu haine, alimente sau jucării, e binevenit.